Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Alex și astăzi vin cu un nou video tutorial în care vom vorbi despre o aplicație cu ajutorul căreia vă puteți repara hard discurile. Am fost rugat dacă pot face un astfel de tutorial în care să prezint o aplicație care poate repara bedurile hard discului, întrucât în urma exploatării un hard disk nu mai răspunde așa cum ar trebui, fie nu mai recunoaște partițiile, fie nu mai deschide anumite foldere, fie în momentul în care le deschide, rulează foarte greu informația din acele foldere. În astfel de cazuri s-ar putea ca în urma utilizării să se fi produs anumite beduri care să îngreuneze funcționarea hard discului. Dacă sesizați că și hardul dumneavoastră nu mai funcționează așa cum ar trebui și prezintă unele erori din cele menționate sau alt tip de erori, puteți să verificați hard discul cu ajutorul aplicației pe care o vom prezenta astăzi, și anume HDD Regenerator. Descrieți așa pe Google și veți ajunge pe această pagină de unde puteți să descărcați aplicația. Aplicația are și o versiune gratuită. Voi instala aplicația, voi apăsa butonul Next, voi accepta termenii și condițiile, voi apăsa din nou Next, voi lăsa să se instaleze pe partiția C sau puteți să schimbați această partiție, voi da Next și voi lansa programul. Aceasta este fereastra de prezentare a aplicației. Aplicația poate fi rulată și de pe un stick bootabil și de pe un DVD sau CD bootabil, deci poate rula direct din BIOS în cazul în care Windows-ul nu mai poate rula pe hard disk-ul cu probleme. Așadar, puteți să rulați direct din BIOS un stick bootabil sau un alt dispozitiv CD sau DVD. Pentru a putea să rulăm această aplicație, voi apăsa pe această fereastră. Voi apăsa fereastra nou. În cazul meu am două dispozitive de stocare, un SSD și un hard disk cu aceste partiții. Dacă și dumneavoastră aveți mai multe dispozitive, alegeți aici dispozitivul cu probleme. Eu voi alege hard disk-ul, voi da start proces. În momentul acesta se va deschide această fereastră unde trebuie să introducem pentru a face ca această aplicație să ruleze. Avem cifra 1 unde se va face o prescanare și ni se va arăta zonele cu probleme, adică cu beduri. Avem cifra 2 unde se va face o scanare normală cu sau fără reparare în funcție de alegerea noastră și avem aici informații despre această versiune. Eu voi apăsa cifra 2 pentru a se face o scanare și voi apăsa tasta Enter. În acest moment avem cifra 1 în care se va face scanarea și repararea, cifra 2 în care se va face scanarea dar nu se vor repara zonele cu probleme și cifra 3 se va face o regenerare a tuturor sectoarelor dacă nu există probleme, dacă nu există beduri. Eu voi tasta aici cifra 1, doresc să se facă o scanare și o reparare și voi apăsa tasta Enter și va avea loc repararea hard diskului în cazul în care se vor găsi sectoare cu probleme. Acest proces poate dura destul de mult în funcție de capacitatea hard diskului dumneavoastră sau dispozitivului pe care doriți să-l scanați. Eu voi da pe repede înainte pentru a se încheia acest proces și pentru ca dumneavoastră să vedeți rezultatul scanării, iar în cazul în care vor apărea probleme, sectoarele ce vor fi afișate aici vor avea această hartă de culori și litere, adică B cu literă roșie vor fi afișate zonele cu beduri ce au fost găsite și R vor fi afișate sectoarele cu beduri ce au fost reparate. După cum vedeți, procesul de scanare s-a încheiat datorită faptului că am un hard disk în bune condiții, nu au fost găsite niciun fel de probleme, nici beduri care să poată fi reparate. Sper ca și în cazul dumneavoastră să se întâmple același lucru sau dacă aveți un hard disk ce vă crea probleme, această aplicație să identifice acele beduri și să le poată repara. Avem aici un meniu de unde putem alege ceea ce dorim să se întâmple în continuare. Eu voi apăsa orice tastă pentru a se încheia acest proces. Dumneavoastră, în funcție de ceea ce vă este afișat în această fereastră, veți urma indicațiile. Așa cum v-am spus, eu voi apăsa tasta pentru a ieși din această fereastră și a încheia acest proces. Dacă acest video tutorial vi s-a părut interesant, nu uitați să apăsați butonul de like, distribuiți-l, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta veți ști când încarc un clip nou pe acest canal.